Cei care s-au născut în Sodia Berbecului vor avea între 10 și 11 septembrie o perioadă interesantă, poate puțin deranjantă sau enervantă, pentru că nu o vor înțelege pe de întregul și până la capăt. Pentru că ea va fi marcată de luna plină în pești, care se va produce pe 10 septembrie, ea va angaja cele două case ale sănătății, dar mai ales casa a 12 a psihismului, ceea ce pentru berbeci e o provocare, e o mică corvoadă, e un prag de trecere, e o încercare. De obicei, când ajung la prea multă filozofie și gândire superioară, unii dintre cei născuți în berbec au vertijuri, ca atunci când ajung undeva sus pe munte la înălțime și tăria aerului și altitudinea, tu prea fac bine. Simte nevoia să coboare ca să se Atenueze aceste stări, mult prea intense pentru percepțiile și capacitățile lui de a reacționa. Și atunci s-ar putea ca berbecii să nu fie în cea mai bună formă. S-ar putea să fie obosiți, un pic iritați, nedumeriți, se vor confrunta cu gânduri care nu le-au mai trecut de mult prin minte, dar în final asta nu e nimic rău. Există soarele în. Zodia fecioarei, în casa a șasea, care poate să introducă mai multă stabilitate, un pic de cumpăt și din dialogul între soare și lună, pe această axă pești-fecioară, se poate naște și un strop de umor sau chiar o concluzie înțeleaptă, chiar o concluzie plină de bun simț, care dacă va fi pusă în aplicare, va fi în beneficiul lor. Acum această lună plină în pești privește și casa a șasea, nu doar din perspectiva sănătății, ci și din perspectiva relațiilor de muncă. Și acolo s-ar putea să se producă ceva, o schimbare, un eveniment, o discuție, o ofertă, să se pună premisele unei consolidări pe o anume direcție, alta decât până acum. Nu știu în ce măsură îi va avantaja pe cei născuți în Berbec, o vor calcula fiecare, din perspectiva care îl interesează. Pe unii interesează mai mult salarizarea, pe alții realizarea profesională, pe alții interesează să mai aibă timp liber pentru propria lor viață și familie. Alții nu reușesc să se încadreze într-un spațiu de muncă adecvat și atunci această stabilizare s-ar putea să fie binevenită, măcar îi securizează socioprofesional. Între 11 septembrie după ora 10 dimineața și 13 septembrie la prânz luna se va afla în tranzit prin zodia berbecului. Va fi alături de Jupiter mai puternică, mai eficientă, le va mobiliza toate resursele și întreaga energie nativilor. Îi va obliga pe cei mai mulți dintre ei să se concentreze pe o temă importantă de viață și personală și socială, îi va obliga să fie responsabili, eficienți, harnici, să nu piardă timpul, să își asume riscuri și dificultăți sau situații neplăcute pe care le-a amânat pe ideea că sunt obosit, mă doare capul, n-am chef, voi vedea zilele următoare ce o să fac. De data aceasta nu va mai putea să spun așa, dar nici nu va mai avea de ce să reacționeze, pentru că din punct de vedere fizic va fi în formă, va fi motivat. Nu este însă grozavă combinația cu luna neagră din casa a patra. Aceasta se va afla într-o relație de cuadratură cu Chiron și poate să aducă Momente stringente, strângere de inimă, stare dureroasă, de suferință, de nemulțumire, complicație familială. Ea poate să fie trăită în lăuntrul firii, gânduri, dar mai puțin decizii, poate să fie însă și o concluzie tristă de viață sau poate să fie un mod de viață care se perpetuează și care este deranjant pentru unii dintre cei născuți în Berbec, pentru că sunt foarte multe pricini și motive de stres, de supărare, de dizarmonie, de neînțelegere, de replici care lor nu le convin. Între 13 septembrie, după ora 14 și 40 de minute și 15 septembrie, mecanisme care privesc bani, câștiguri, salarizare, avantaje, ajutoare. Este din nou o perioadă străbătută de lună care accentuează niște gânduri negre. Au tot felul de îndoieli, bănuiesc pe câte cineva, n-au încredere în abordarea unei cauze personale, sunt în situația să verifice tot și să nu ajungă la o concluzie certă. Încă rămân aspecte neclare pentru ei. Legate și de felul în care nu se poate rezolva o problemă. De ce nu se poate rezolva? Încearcă să afle, e nervează chestia asta, vor să știe clar. Și n-or să afle cu certitudine, vor fi străbătuți de tot felul de gânduri și nesiguranțe, și cu asta vor rămâne, cu acest efort de cunoaștere destul de puțin profitabil. În ziua de 16 septembrie, începe să se manifeste destul de pozitiv felul în care Luna va interacționa cu Marte în Casa Comunicării. Casa Comunicării în Gemeni, acolo se află Marte și un dinamism. Dar există și un mare chef de dispută și de ceartă care nu poate fi ignorat. Replicile celor născuți în Berbec vor fi spontane dar și felul în care vor depăși măsura. Vor vorbi mult, vor insista, vor ridica tonul, vor recurge la argumente credibile și utile, altele însă sunt șubre de la capitolul logică sau documentare și atunci nu este în avantajul lor. Dispute și pe fleacuri, pe mărunțișuri, consum nervos pentru... Secvențe care nu merită chiar atâta dedicare. Ca disponibilitate interioară, în preajma datei de 16 septembrie, berbecii vor dori să plece, să călătorească, să evadeze. Ăsta este termenul sau noțiunea sau trăirea mai corectă, mai apropiată de adevăr pot să plece de acasă, se suie în mașină și se plimbă fără țintă ca să se liniștească, că s-a enervat în spațiul domestic. Sau vrea să schimbe atmosfera pe care a trăit-o într-un chip mai puțin plăcut la locul de muncă și vrea să uite ce a văzut, ce a trăit, de ce s-a enervat, cu ce s-a confruntat și pleacă într-o zonă de confort în care nu mai există provocare și solicitare, unde totul e un motiv de bucurie un spațiu de agrement în care e veselie, se comunică, oamenii sunt drăguți, politicoși, nu se nasc conflicte. E destulă dinamică și agitație, e nevoie de comunicare, cum spuneam, puțin cenzurată, pentru că excesul conduce uneori și la supărare. Să li se atragă atenția, să li se facă observație, să fie rugat să înceteze pe acea direcție să fie rugat să-și controleze vocabularul sau gesturile sau mimica sau chiar să-și reorganizeze gândurile. Pentru că felul în care se manifestă public nu convine tuturor. Deranjează pe unul, pe altul, îi deranjează pe mai mulți. Rămâne în continuare bună pentru aceste persoane. Prezența planetei Venus, atât în casa sănătății, cât și în casa locului de muncă, dar și din perspectiva relațiilor cu unghii. Și mătușile care pot să fie plăcuți, amabili, generoși, protectori, să țină cu nepotul lor născut în berbec, să le facă mici daruri, atenții, să-i sfătuiască de bine să-i ajute într-un parcurs logic unde ei și Nu știu ce să înțeleagă dintr-un eveniment, nu știu cum să reacționeze și atunci găsesc în aceste persoane, în aceste rude apropiate, niște sfătuitori buni, onești, echilibrați și cu foarte multă logică și bun simț, aspecte necesare pentru un berbec în aceste zile tulburi.